Salut pe toți cei care au îndrăzneala, curajul și mai ales șansa să ne urmărească la Vama Vremii. Astăzi l-am invitat pe domnul Dan Grecu aici, la o cafea, eu beau un ceai. Domnule Dan Grecu, vă salut! Bună dimineața și nu știu când o să fie emisiunea, eu spun bună dimineața că așa suntem astăzi. Și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră și celor care vor să ne urmărească. La Vama Vremii. Asta e genericul, asta este tema. Suntem într-o vamă și am ales un punct de desfășurare care este foarte agreabil, trebuie să recunoaștem, vă place, lângă un pian aici, la Dolce Vita. Da, chiar făceam o remarcă înainte de filmare, că mi-ar fi plăcut să știu să cânt la pian. Chiar îmi place foarte tare. Și, din păcate, na, apropo de Vama Vremii, noi am trecut, eu mai mult decât dumneavoastră, că am o vârstă așa mai înaintată puțin, pe gara Ceaușescu, din păcate nu prea aveam acces la genul ăsta de învățătură și a fost cam prohibit pentru mare parte din noi. Și așa că nu știu. În schimb, iubesc foarte mult. Am fost chiar de curând la un concert cu Kleiderman și am fost extrem de plăcut, impresionat. Da, mă rog, prohibit poate vis-a-vis de costurile unui pian, unei pianine. Nu mă referam la costuri. Da. Mă referam la asta în sine. Eu nu v-am invitat pe teme culturale, dar cadrul în care avem dialogul contează, iată. Domnule Dan Grecu, dumneavoastră sunteți una peste alta un om cu mare experiență în servicii, în prestații turistice, în servicii publice. Cum se numește domeniul ăsta de activitate mai exact? Păi, se numește într-un singur cuvânt, se numește turism, iar mai nou se cheamă industria ospitalității. Pentru că turism e un cuvânt care nu e atât de explicit ca și componență a activităților pe care le cuprinde activitatea asta. Și când vorbim despre industria ospitalității, deja mintea ne duce la tot ceea ce înseamnă activități destinate sufletului omului, în a-l face să se simtă fericit. Asta este industria ospitalității, asta este turismul. Iar acum vreo 17-18 ani chiar am scris niște articole în presă despre ce înseamnă turismul. Din păcate, lumea n-a înțeles. Anul ăsta am avut o întâlnire și la Camera Deputaților cu un grup de deputați și la Senat, în care le explicam ce înseamnă turismul. Turismul nu este o activitate de lux, este această industrie a ospitalității, v-am spus, care se referă la un complex extrem, extrem de larg de activități, care ce fac? Vin să-l facă pe om să se recupereze din punct de vedere psihic. Domnule Dan Grecu, înainte de a trece la învățături pe care abia le aștept din partea dumneavoastră spre cei care au de gând sau chiar fac turism, vreau să remarc în fața dumneavoastră și pentru telespectatori că județul Argeș este blagoslovit, blagoslovit, da, cu, deci e o binefacere dumnezeiască divină cu în nord la poale de Moldoveanu și Negoiu, pe Valea Argeșului. Este o zonă pe care eu o consider aproape virgină. Vorbeam cu președintele Camerei de Comerț data trecută. Da, și atrăgeam atenția, mi se părea că foarte curând ar trebui să introducă pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, să fie Camera de Comerț, Industrie, Agricultură și Turism aici în Argeș. La Constanța așa se cheamă. Deci ei au făcut pasul. Deci se cheamă Camera de Comerț, Industrie, Agricultură, Navigație și Turism. Aici am vrut să ajung. Și acum vă las pe dumneavoastră, că am vrut să, dacă nu am reușit suficient, o să revin, să vă întărât vis-a-vis de Valea Argeșului. Da, este un potențial fantastic. Dar, cu permisiunea dumneavoastră și a telespectatorilor, aș vrea să-mi termin ideea vis-a-vis de turism.
pentru că rămâne în coadă de pește așa. A, bun, cum doriți și să ne întoarcem imediat, da? Deci vă spuneam de ce înseamnă activitatea de turism, pe care cei mai mulți o percep ca o activitate de lux. Și de aceea, în evaluările sociale care se fac, socioeconomice, acel coș al existenței, turismul e pe ultimul loc și este total greșit. Deci turismul e activitate cu un profund caracter social, indiferent că e la 2 stele sau la 5 stele de lux, da? Se adresează unor categorii sociale, unor categorii de oameni cu venituri diferite, dar care în final au același scop, da? De a-l face pe om să se recupereze din punct de vedere psihic în primul rând. Gândiți-vă ce înseamnă o mașină foarte complexă care o cumpărăm de la un dealer și care ne-o livrează cu garanție, dar cu o condiție esențială: să-i faci reviziile la timp. Omul care este cea mai complexă mașină, cum își face reviziile? Cele mai mari probleme în tot ce înseamnă bolile omenirii pleacă de la psihic, pleacă de la creier. Componenta peste 50% din toate bolile, sunt studii, nu vorbesc eu, la medicină chiar nu mă pricep, dar am citit. Deci sunt studii care atestă faptul că minim 50% din componenta absolut oricărei boli pleacă de la creier, de la partea psihică. Ori turismul asta face. Dacă lumea și guvernanții și politicienii ar vedea cu adevărat ce înseamnă turismul, atunci ar privi altfel această activitate. Îmi permit să vă completez. Subconștientul este cel care reglează, dirigează, este cel de unde vine instinctul de conservare până la urmă, și dacă un om accesează corect, iată, prin turism, partea pozitivă, relaxantă, și oferă subconștientului această stare, subconștientul va avea grijă la rândul lui să însănătoșească organismul, să-l țină în puteri. Aveți perfectă dreptate, sigur. Însă, din păcate, în România nu prea s-ar părea că este percepută această activitate după cum dumneavoastră ne prezentați. Vă rog să continuați. Da, și acum rămânem cu Valea Argeșului, că bănuiesc că o să avem timp să vorbim, pentru că e un subiect extrem de drag mie. Dar aș vrea să continui totuși pe această... Continuați, și dacă vă mai întrerupem, înseamnă că vrem să vă mai întrebăm și mai multe. Vrem să aflăm și mai multe. Vă rog, acum, continuați. Da. Pe aceeași temă, vis-a-vis de turism, pe mine mă doare foarte tare faptul că în România nu se percepe cu adevărat ce înseamnă turism. La un moment dat am avut chiar un minister al turismului, s-au făcut mai multe tentative pentru o anumită legislație în care turismul să fie strategie națională, activitate strategică, mă rog, tot felul de chestii de genul ăsta, n-au dat niciun fel de rezultat. Mai mult decât atât, nu numai că nu mai avem un minister al turismului, dar nici măcar... turismul aproape că nu mai există pe niciun minister, e undeva ascuns în Ministerul Economiei, nici măcar secretar de stat nu e cel care conduce această activitate de turism, e subsecretar de stat. Deci se cheamă Autoritatea pentru Turism și din punct de vedere al bugetului aproape că nici nu contează. Deci este modul de a vedea guvernanții până la urmă și dezvoltarea economiei României, că despre asta vorbim. Agricultură nu mai avem voie să facem pentru că primim produsele din Uniunea Europeană, industrie nu mai avem pentru că s-a terminat toată industria, un morman de fiare vechi, cum ziceau politicienii noștri. Nu mai avem voie acum nici turism, după câte se pare, pentru că nu ne lasă alții din afară, nici măcar fonduri europene care au fost până pe programele post-aderare pe 2007-2013, am avut programe speciale pentru turism, de data asta nu mai avem. Ele au fost fondurile care erau destinate pentru turism, toate s-au dus către autoritățile locale și către agenții economici aproape nesemnificativ. Deci turismul în România nu se vrea să se facă. Eu am o părere complementară, nu neapărat, deci nici cum împotriva dumneavoastră. Cei mai mulți care
au privatizat, s-au privatizat, au cumpărat acțiuni după 90 încet, încet din zona turismului în România, nu au avut pricepere vis-a-vis de turism. Nu au fost oameni în domeniu și dacă unii dintre ei și-au angajat, au accesat, mă rog, în jur echipe de specialiști, cei mai mulți nu au făcut acest lucru, au crezut că se pricep și a ieșit această catastrofă, începând cu literarul românesc, terminând cu zone fierbinți, între ghilimele, deci de munte, tradiționale, în care turismul nu mai este nici măcar la nivelul de dinainte de 89. Din păcate, aveți mare dreptate, dar una dintre cauzele generatoare a acestui aspect este faptul că cei mai buni oameni ai noștri din turism lucrează afară. Dacă vă uitați, și iarăși ne ducem spre statistică, salariile cele mai mici în topul pe care s-au făcut pe activități sunt în turism. Iar activitatea, vreau să vă spun cu maximă responsabilitate, este cea mai grea activitate posibilă. Și vă spun asta pentru că eu am terminat Politehnica. Am fost 11 ani un șef de laborator în cercetare, am făcut invenții, inovații. După Revoluție am lucrat în cooperația meșteșugărească. Am avut foarte multe activități pe care le-am coordonat și am făcut inclusiv export. Chiar și înainte de Revoluție făceam export în Statele Unite, pe vremea lui Ceaușescu, și după Revoluție. Deci o activitate destul de complexă, după care am ajuns la începutul anilor 90 în turism, fără să știu nimic despre turism, dar am învățat pentru că mi-a plăcut foarte mult. Deci este cea mai grea activitate pe care eu am cunoscut-o. Și vă spun cu maximă responsabilitate. Pentru că vorbim de oameni și vorbim de exact ce am început, industria ospitalității. Deci trebuie să-l facem pe om să se simtă bine. Și este extrem de complicat în condițiile în care fiecare om nu seamănă unul cu altul. Și acum ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră personal. Deci, marea noastră problemă, cel puțin acum, în ultimii ani, este datorată faptului că nu mai avem oameni, nu mai avem personal și nu vorbesc numai de turism. Asta se întâmplă în absolut toate domeniile, dar în turism în mod deosebit. Cei mai buni oameni ai noștri au plecat afară. Nu avem școli de turism. Din păcate, pe nu știu ce criterii s-au atribuit abilități de a face școli a unor ONG-uri, a unor organizații care nu aveau nici cea mai mică tangență cu turismul. Sunt o grămadă de oameni care sunt calificați cu diplome eliberate de tot felul de organizații care nu știu absolut nimic. Cei buni, repet, cred că spun a treia oară, au plecat afară. Problema asta cu resurse umane, cum deja a spus, este o problemă generală, e foarte gravă, vreau să o subliniez. Și apropo de oameni, lucrul cu oamenii, turismul în România, vreau să vă întreb deja la acest moment, există un cerc pe care, cum vedeți dumneavoastră rezolvare, un cerc vicios, l-aș numi eu, în care, zice, dau un exemplu, domnule, zice, în meniu nu pot avea altceva în afară de ciorbă de burtă, mici, ceafă și cartofi prăjiți, pentru că asta îmi cere românul. Și venim și ne întrebăm, dar asta cere pentru că asta știe. N-aș putea totuși să-l învăț pe român că poate să mănânce și altceva, poate să ceară și altceva la masă. Eu cumva un cerc aici, eu îl consider vicios pentru că trebuie să ieșim din ceafă și cartofi prăjiți și trebuie să învățăm să mâncăm corect în favoarea organismului nostru și a bucuriei creierului până la urmă. Așa este și plec iarăși de la discuția de mai devreme vis-a-vis de calitatea oamenilor care lucrează în turism. Eu, spre exemplu, mi-am format oamenii. Mi-am luat și mi-am crescut singuri. Nu știau absolut nimic despre turism. Și n-am vrut să fie viciați de alte, eu știu, mentalități din alte organizații. Noi avem un principiu. Clientul vine cu părerea lui despre ceea ce dorește să consume
și tu, ospătar, ca să zic așa, care interacționezi cu clientul, așa că în paranteză fie spus, noi nici măcar nu-i mai spunem client, pentru noi este oaspete. Este clientul, e un termen un pic mai generic și mai puțin apropiat de ceea ce ne interesează pe noi în activitatea noastră. Iarăși nu mă întorc la industria ospitalității. Deci pentru noi clientul este oaspete. Și atunci el vine cu părerea lui despre ceea ce ar vrea să mănânce și de fapt el trebuie să mănânce ceea ce, sau îl facem, îl convingem să mănânce cu totul și cu totul altceva. Eu am dat un exemplu generic, dar este extins, sigur, și vis-a-vis de confort, de ce servicii poate să primească, începând cu cazare, ce oferă cazarea și pe lângă, trasee, excursii și multe altele, exact, zona culturală, zona sportivă, pentru că turismul ăsta este o industrie extrem de complexă. De asta vă spuneam că turismul nu e văzut, de asta v-am spus că este industria ospitalității, pentru că e un complex de activități. Și de asta, apropo de masă, că despre, de la asta am plecat... Asta am dat un exemplu, repet, generic, nu? Dar strict. Este foarte important. Ca o metaforă. Este foarte important pentru că în ultima perioadă au apărut tot felul de teorii despre cum mâncăm, cât de sănătos, asocierea unor anumite alimente, perioada în care se consumă și așa mai departe. Și noi ținem cont de chestia asta foarte mult. Sunt puse fructe pe masă, coșul cu fructe și nici măcar măcar bine face că nu mai mănâncă turistul la sfârșit, pentru că mănâncă foarte mult și nu mai poate. Și nu e indicat să mănânci la sfârșit. Foarte rar văd pe cineva care să servească un fruct înainte de masă sau la micul dejun. Avem încă multe de învățat. Și turismul este cel din care putem învăța până la urmă. Așa este. Aveți perfectă dreptate. De asta vă spuneam că sunt extrem de multe componente, printre care și această componentă educațională. Deci trebuie să îl educi pe om. Mulți nu știu, mulți n-au timp. Sunt atât de prinși în activitate unii dintre oamenii care mai muncesc în țara asta, încât pur și simplu ajung la final de săptămână sau în vacanță, încât să nu mai intereseze nimic și să lasă pe mâna noastră. Am avut niște experiențe extrem de frumoase cu oameni care au spus, dom'le, știi ce? Nu mă interesează nimic. Nu vreau să știu nimic. Fă ce crezi. E o variantă frumoasă, bună. Și vreau să spun că a fost extraordinar. Cel mai dificil e cu oamenii care spun, nu, eu nu vreau așa, eu vreau așa, eu vreau asta, eu vreau asta. Și atunci cu ei trebuie să lucrezi, trebuie să-i convingi că de fapt ce vrea el nu e bine și că e mai bine așa. Și în final pleacă, zice, dom'le, ai avut extraordinar dreptate. Solicită industria turismului, se pare, și o calitate de excepție, aceea de a fi un bun psiholog, de la nivel de manager până la lucrătorii direcți cu oamenii, trebuie să aibă calitatea aceasta de a cunoaște omul, de a avea răbdare cu omul, de a avea echilibru, de a-l studia și a-i face pe plac până la urmă, de a nu-i crea nicicum disconfort. Deci ați prins exact ceea ce trebuie. Asta este cel mai greu lucru din activitatea noastră. E, dacă vreți, firul roșu care ne conduce în tot ceea ce facem noi. Și într-adevăr, nu oricine poate să lucreze în turism. Deci aici îți trebuie niște abilități psihoemoționale extrem de delicate. Să poți să lucrezi cu toate caracterele de oameni. Pentru că, v-am spus, niciunul nu seamănă unul cu altul. Angajați un bucătar de excepție și aveți o bucătărie renumită, mă refer așa, da, un complex turistic, iar cel care trebuie să vină să mă servească la masă, cu toată, mă rog, calitatea bucatelor și maestria bucătarului, poate strica tot prin modul exact în care așa îmi servește, prin modul în care îmi aduce, ca timp de așteptare, ca mod de interacțiune. Cum reușiți dumneavoastră să-i reglați din experiența dumneavoastră? Am avut o vară foarte fierbinte și la propriu și la figurat. A fost extrem de aglomerat. Oamenii au muncit foarte mult în vara asta. Acum a început să fie un pic mai lejer și știți ce facem în perioada asta cu ei? Oamenii care deja i-am format și au format anumite deprinderi, pentru că tot timpul trebuie să învețe. Cei care lucrează în front office, deci ospătarii, cum le spunem în activitatea asta noastră, îi băgăm în bucătărie să învețe
să lucreze cot la cot cu bucătarii, să învețe cum să fac preparatele, ca să poată să explice după aceea oaspeților și să le sugereze anumite preparate. Și atunci lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Scoatem bucătarii și îi ducem în sală să vadă cum sunt percepute preparatele care sunt făcute de ei, ce dorește clientul. Și facem experimente de genul ăsta. Acum, în timpul verii nu prea reușim pentru că e foarte mare aglomerație. Acum, când lucrurile sunt mai lejere, facem aceste experimente cu ei și tot timpul facem acest training. Tot timpul îi învățăm lucruri noi. Că altfel nu se poate. Revenind la cerințele turistului, care e mai educat, mai puțin, mai mult educat, ce părere aveți? Dacă intră un manelist convins, un mare amator de manele, într-o încăpere, într-un loc, într-o atmosferă unde dă de un pian și nu ca asta care stă, un pian în acțiune, cu cântăreț, cu tot, ce credeți, că îi se va face rău manelistului? Va pleca, va scuipa în sân, va face cruce și va fugi? Sau va descoperi cu uimire că, iată, există și o muzică ce îi poate oferi liniște, ce îi poate încălzi creierul frumos și nu îl agită, nu îl excită, nu îl incită? Marea majoritate, vreau să spun, că se adaptează foarte repede și realizează că se pot simți foarte bine și într-un mediu altfel decât cel cu care sunt ei obișnuiți, apropo de manelism. Pentru mine manelismul este un termen mult mai generic, care cuprinde o grămadă de alte lucruri, dar poate o să discutăm și despre asta. Vreau să vă dau un exemplu despre un grup pe care l-am avut la un moment dat și care vreau neapărat manele. Era un grup într-o proporție semnificativă, nu majoritară, dar într-o proporție semnificativă la un anumit eveniment. Și toți cei din grupul ăla vreau neapărat manele. Politica noastră este să nu se cânte manele în unitățile noastre. Și le-am spus aici, nu se poate, nu putem să ne stricăm reputația, pentru că ceilalți de aici știu că nu se cântă manele. Și nu putem, pentru câțiva care sunteți aici, e adevărat, reprezentau undeva, eu știu, 15-20%, nu putem să îi facem și pe ceilalți să-i chinuim cu ceea ce vreți voi. Încercați să înțelegeți și să vedeți lucrurile așa cum sunt. Da, dar noi vrem totuși manele. Știți ce? Uite, haideți că vă fac eu o chestie special numai pentru voi. Și le-am organizat într-un alt cadru, unde erau doar ei. Le-am făcut separat o activitate în care i-am lăsat să-și pună ei manele. Vă rog să mă credeți că nu și-au pus manele. Deci nu și-au pus. S-au simțit atât de bine în tot ceea ce au făcut acolo, încât au uitat pur și simplu. Au fost păcăliți. Au uitat pur și simplu. Da. E un mod de a educa, până la urmă, puterea exemplului, pentru că, sigur, dacă ei numai asta văd și așa se întâmplă, ei sunt serviți în felul ăsta și nu dau de altceva, așa vor face în continuare. Apropo, eram într-o călătorie cu niște... împreună cu românii în Franța. De cele mai multe ori eram singur. Acum eram împreună cu cineva care zice, să mergem să mâncăm la Doina, știu, eu am auzit, se poate mânca ciorbă de burtă și mici. Păi zic, dacă am venit la Paris, e colea lângă turnul Eiffel, mă pui să mănânc ciorbă de burtă și mici, eu aici vreau să descopăr ceva din bucătăria lor, dacă toți sunt pe aici. Inclusiv vinul. Mai sunt unii care pleacă în călătorie și pun în portbagaj vinul și ăla la pet. Ăla în pet, ca să bea vinul lor de acasă într-o vacanță de o săptămână, două, pe unde se duc. Păi dacă nu gust vinul lor de acolo, din podgoria lor, din pământul lor, dacă nu respir, deci nu primesc informația până alimentele lor și pe partea asta, plus cultural, atunci ce am mai căutat acolo? Așa este. Din păcate, avem o mare problemă noi ca popor și deja se simte în mod acut și nu știu cum o rezolvăm pe termen scurt, nu, în niciun caz, dar măcar pe termen mediu. Educația. Cea mai mare problemă a poporului nostru la ora asta este educația. Și asta o vedem în tot și în toate. Și iarăși mă întorc la activitatea noastră de turism. Deci majoritatea oamenilor, vreau să mă credeți, la un moment dat, la hotelul meu de la munte, am rulat peste 100 de oameni
Erau unii care veneau, stăteau câteva ore și plecau, pur și simplu. Alții stăteau o zi, două, o săptămână, nu vor să muncească, nu le place munca, nu înțeleg munca. Uitați-vă că avem o grămadă de exemple peste tot. Majoritatea vor să câștige mulți bani fără să facă nimic, fără să muncească. Este îngrozitor ce se întâmplă. Și la fel și pe partea asta, omul nu știe să se bucure de viață. Deci el se duce afară ca să vadă niște lucruri, dar nu înțelege nimic. Pentru că nici nu știe ce reprezintă și ce semnificație poate să aibă niște obiective din Franța, spre exemplu, turnul Eiffel. Habar n-au că acolo s-a folosit material de la Reșița, că acolo a lucrat un... inginer român. Da, deci nu știu o grămadă de lucruri. Da? Nu știu cu ce ocazie s-a construit turnul Eiffel, de ce s-a construit, cât de controversat a fost, cum a devenit simbolul Parisului și așa mai departe. Domnul Dan Grecu, aici ne aducem aminte, apropo de ce spunea, sunt de acord că nici nu se vrea, chiar suntem parcă, știu eu, legați la ochi cumva mai de departe, jucați ca niște marionete. Iată, și istoria este cea care ni se șterge, încet, încet ni se ascunde. În cărțile de istorie nu mai găsim istoria românească de la A la Z. Și așa mai departe, încet, încet, nu știu, se cam lucrează la rădăcini, la identitate până la urmă și aici avem o problemă. Turismul este cel care poate veni și poate consolida, ne poate ajuta chiar în acest capitol extrem de sensibil și până la urmă de extremă maximă, identitatea românească. Da, mergând pe drumul ăsta, deja cred că intrăm pe un drum minat. Ascultam de ună zi, am citit pe Facebook discursul lui Orban la Budapesta vis-a-vis de ce înseamnă Uniunea Europeană și ce înseamnă tradițiile. Președintele Ungariei. Așa. Primul ministru. Primul ministru. Da. Așa. Și vreau să vă spun că are perfectă dreptate. Pentru că nu poți să faci o sovietizare a statelor din Uniunea Europeană, exact ăsta a fost cuvântul folosit de el, o sovietizare, fără să ții cont de tradițiile popoarelor, de cultura, de educația pe care o are fiecare în sine, care sunt diferite. Dar toate astea înseamnă un ansamblu de valori care Uniunea Europeană vrea să le uniformizeze. Este total greșit. Deci vreau să vă spun, să mă ierte telespectatorii dumneavoastră și lumea, dar aici, din punctul ăsta de vedere, îi dau dreptate. Eu nu-l iubesc absolut deloc și chiar nu-mi place acest om, dar de data asta a spus un cuvânt extrem de dur, dar în același timp extrem de semnificativ. Sovietizarea popoarelor din Uniunea Europeană. Aveți dreptate. S-a plecat la drum cu unitate în diversitate, se pedalează pe unitate, iar de diversitate s-a cam uitat. Da, și din păcate lucrurile astea nu duc nicăieri la bine. Nu, în niciun caz. Ca om de turism, vă rog frumos să enumerați că ajungem, foarte mulți dintre noi românii spunem, dom'le, dar noi nu prea avem tradiție până la urmă, nu prea avem așa ceva al nostru. Apropo de mâncare, că am tot invocat, nici sarmale n-ar fi românești, nici ciorba aia de vârtă de care tot vorbim. Vă rog frumos, dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți și autodidact și nu numai, școlit în turism, să ne ajutați să căpătăm încredere în noi și să ne spuneți despre N lucruri românești. Păi, sunt o grămadă și am plecat de la partea culinară. Bine, ca un preambul, vreau să vă spun că noi românii am început în ultimii ani să ne facem un obicei din a ne pune țărână în cap, că nu suntem în stare să facem aia, că aia nu e a noastră, că aia nu e așa, că aia nu e așa, că noi nu reprezentăm nimic. Nu e adevărat. Deci poporul ăsta este, până la urmă, leagănul civilizației europene. De aici au plecat o grămadă de lucruri și trebuie să ținem cont de chestiile astea. Și nu sunt spuse de români lucrurile. Sunt spuse, culmea, de profesori de prestigiu care nu sunt români, n-au nicio treabă cu România. Dar spun despre ce înseamnă poporul ăsta de aici, care a plecat din Daci și mai înainte de Daci. Dar nu intrăm în istorie acum. Ne întoarcem la partea de mâncare, cum ați spus dumneavoastră, produse nu neapărat, de gastronomie. Păi, da, de gastronomie.
Sarmale, ați spus despre sarmale. E adevărat, sarmalele se fac în zona asta balcanică. S-au făcut în Turcia, se mai fac și acum. Dar sarmale ca la noi, nu o să mâncați nicăieri, pentru că sarmalele se fac cu carne de porc. În Turcia nu se fac cu carne de porc, ei nu mănâncă carne de porc. Se fac cu carne de porc și se fac mai mult decât atât cu fumătură. La noi. Da, la noi. Deci este un alt produs deja. Cum să spun, nu inventează nimeni roata. Sunt produse care sunt diferite. Slănina de porc se face în nu știu câte moduri. Da? Sunt unele care sunt tradițional românești. Ce să vă spun, toba, lebăr, modul în care se prepară porcul. Au o grămadă de origini profund românești. Unii au fost mai șmecheri, cum sunt ungurii, iar îi dau exemplu, da? Care și-au însușit ei o parte din produse și au spus că sunt ale lor. Unele chiar sunt ale lor, cum este gulașul sau mai știu eu, alte produse, dar au luat și din trale noastre. Avem foarte multe, foarte multe produse românești. Bulzu, balmoș, care se face cu mămăligă fiartă în lapte. Aia adevărată, cum o fac ciobanii la munte. Deci sunt foarte multe produse românești. Ca să nu mai spun că arta asta, gastronomia, deja gastronomia nu mai este ceea ce știam noi altă dată pe vremuri. Deja îi vorbim despre artă. Deja această activitate nu mai poate face oricine. Deja s-a dus către zona universitară. Deci, pentru gastronomie îți trebuie pregătire mult mai complicată, care presupune, în afară de latura aia psihică, psihologică de care vorbeam inițial, presupune cunoștințe despre preparatele pe care le folosește acolo, despre modul în care sunt cultivate, sunt exploatate, sunt asociate, presupune cunoștință de medicină, cum se asociază anumite elemente într-un preparat. Deci este, ca să mai spun, de fiecare preparat în sine, ce înseamnă, cum se, prin ce procese trece, prin procese termice, prin preparate care sunt ro-vegan, care nu se prepară termic, care se consumă crude și tot felul de chestii de genul ăsta. Deja vorbim de artă. Ca să mai spunem de partea de ansamblare, de partea de vizual, pentru că un produs îl mănânci în prima fază cu ochii, în a doua fază cu mirosul, în a treia fază cu gustul și după aceea cu satisfacția de a nu fi foarte plin, de a nu te balona, de a te simți foarte bine, că într-adevăr, deci aproape toate senzațiile contribuie la un preparat gastronomic. Deci despre asta vorbim acum. Da, și funcție de obiceiurile alimentare, în statisticile vis-a-vis de speranța de viață, putem găsi pe Mapamon și la noi, în țară, pe provincii istorice, diferențe semnificative, funcție de obiceiurile alimentare. Unii trăiesc mai mult, alții mai puțin, în funcție de ce mănâncă. Exact. Sigur că da, remarc faptul că mâncarea, să nu uităm, alături de apă, de aer și de somn, sunt elementele strict necesare viețuirii pe pământ. Iar mâncarea, mai mult decât atâta, este legătura directă cu pământul, de unde venim și unde ne întoarcem, cum spunea Eminescu, tot ce luăm de la pământ dăm până la urmă tot înapoi, luăm doar cu împrumut. Mâncarea este absolut, e filozofia numărul unu, dacă e să o luăm așa. Nu e un fleac mâncarea asta, cum am crede. Și turismul este cel, iată, care se ocupă de toate aceste patru elemente. De somn, de aer, de apă și de mâncare. Asta face turismul. Și încă de un element despre care discutam. De gândirea pozitivă. Pe asta o ai prin cele patru, funcție de cum ai acces la cele patru. Sigur că. Sau deasupra tuturor este gândirea. Exact. Exact. Hrana de sus. Asta e hrana de sus. Da. Și apropo de gastronomie, ca să nu închidem subiectul ăsta, să știți că există o tendință mondială în care lumea nu mai mănâncă acasă. Lumea se îndreaptă către restaurant. De ce? Pentru că a devenit, timpul este foarte prețios în primul rând, în al doilea rând,
Este vorba de activitatea în sine. Deci mâncarea și a mânca nu mai este, cum să spun, o necesitate ca să supraviețuiești. Este chiar o bucurie. Și atunci, ca să nu te chinui la bucătărie să pregătești tot felul de preparate după care să stai să speli vasele, să nu știu ce, să dureze o grămadă de timp toată treaba asta, te duci la restaurant. Și la restaurant te bucuri efectiv de preparatul pe care îl servești într-un cadru ambiental deosebit, cu oameni deosebiți, da? Și deja ai plecat cu altceva. Și asta este o tendință globală. Și apropo de tendințe, aș mai vrea să vă mai spun câteva lucruri de ce înseamnă industria ospitalității. În urmă cu 50 de ani, existau 22 de milioane de turiști la nivel mondial. Deci cam asta era circulația la nivel mondial. 22 de milioane de oameni care circulau în diverse țări, da? Și făceau turism. Astăzi sunt 2 miliarde și jumătate, după 50 de ani. Astăzi, în fiecare zi, se consumă, la nivel mondial, 350 de milioane de euro pe zi în turism. Deci, activitatea are o dinamică absolut fulminantă. Din 11 oameni care muncesc la nivel mondial, unul este în turism. Un om care muncește în turism creează pe orizontală 11 locuri de muncă. Nu spun din povești. Este statistica prezentată de președintele Organizației Mondiale a Turismului. Deci, acolo este turismul. Ăsta este viitorul. Este un ansamblu incredibil de activități care sunt destinate doar omului. Este ceva fantastic și noi nu înțelegem în țară chestia asta. Păi, haideți să, așa, pe fug, din turist trăiește și tapițerul care face dormeza, trăiește și confecționerul care face cearceaful, trăiește și ăla de spală prosoape, exact. Trăiește și agricultorul care mi-a aduce produse pe masă, mai ales. Și ăla care le procesează. Sigur, trăiește și șoferul, trăiește și industria petrolieră, că totul se transportă și trebuie să am nevoie de gaz la mașină, trăiește și industria, și industria auto și așa mai departe. Deci, despre ce vorbim? Sigur că da, dar numai că cred că mai trebuie să așteptăm. Dumneavoastră ce ziceți, care chiar sunteți în branșe și lucrați în domeniu și trăiți, dacă nu... Așteptăm de 27 de ani în România. Dacă mai așteptăm mult, se stinge lumina. Vă spuneam mai devreme de ce este România. Percepția mea, azi noapte n-am putut să dorm și m-am trezit cu ideea asta că România este precum Titanicul. Ofițerii care au condus barca, care au condus Titanicul, s-au tot certat ce să facă, cum să facă și s-au izbit de iceberg. Acum se ceartă în continuare politicienii noștri cum să conducă Titanicul în timp ce el se scufundă. Mai un pic se stinge lumina. Nu știu cât o să mai avem răbdare și ce o să se întâmple. Partea proastă este, și repet, cea mai dură problemă pe care are România la ora asta este exodul oamenilor de calitate. Ne pleacă oamenii buni și rămân în țară din ce în ce mai puțin oameni de calitate. Și cu cine să faci? În continuare? Dacă n-ai educație, dacă nu îi educi într-un anumit spirit, pentru că educația trebuie să înceapă de la grădiniță și în primul rând cu bunul simț. Cum vă explicați dumneavoastră că vine un tip într-o parcare și pune mașina, în loc să o pună între liniile alea desenate, el o pune transversal peste linii. Da? Sau îți pune mașina în poartă, sau o grămadă de alte lucruri. Da, ați dat un exemplu interesant cu Titanicul, cu diferența că ăia măcar dansau, mâncau bine. Pentru că nu mai aveau nicio speranță. Ne știm ce li se întâmplă. Aici se potrivește pentru că nici noi nu știm ce li se întâmplă. Trăim într-o ignoranță, nu conștientizăm faptul că ăștia sunt foarte aproape să ne dea de grindă, să ne dea de iceberg. Da, asta este. Nu, cred că ne-au dat deja. Dacă nu suntem deja... Părerea mea e că ne-au dat deja. A, și deja suntem pe colac de salvare care cum scapă. Suntem este care cu pic de barca.
Deci, trebuie să fim un pic realiști. Ce șansă are România mai departe în condițiile în care suntem pe primele locuri la tot ce este negativ și pe ultimele locuri la tot ceea ce este pozitiv în Europa și în lume? Unde am ajuns noi să avem analfabeți la nivelul la care îi avem, să avem un grad de cultură așa cum îl avem? Și apropo de istorie, deci un popor care n-are istorie este ca un copac care n-are rădăcini. A bătut vântul, l-a răsturnat imediat. Așa, așa suntem și noi. Despre ce vorbim? O să ajungem ca rasa noastră să dispară. Să mă iertați, nu vreau să fiu rasist. Dar dumneavoastră, blond, cu ochii albaștri, vezi, că îi aveți mai degrabă verzi, o să fiți rara avis. Și n-or să mai fie oameni ca dumneavoastră peste 20 de ani. Să fie mai colorați, mai cu ochii așa, mai altceva. Da, domnule Dan Grecu, haideți să ne veselim și să ne dați niște vești mai bune de pe Valea Argeșului. Pe final mai avem câteva minute să intrăm în așa rotund în acest calup de emisiune propus. O primă emisiune, pentru că cu siguranță ne vom mai întâlni și vreau să vă propun să ne vedem chiar și acolo, în fabrică, la dumneavoastră, în fabrică, îi spun. În fabrică, da, bine, bine spus. Bine. Și să vedem cum puneți la cale așa primirea de oaspeți și cum a spus dumneavoastră că trebuie să fie turistul, e mereu musafir, da? Și dumneavoastră sunteți oaspete. Oaspete. Bun, și să aflu de la dumneavoastră despre Valea Argeșului, cu asta la un moment dat v-am provocat, pe final acum vă las. Vedeți ce frumos să termină exact așa la modul pozitiv și a gândirii pozitive, pentru că atunci când vezi frumusețile naturii pe care ne-a lăsat Dumnezeu și frumusețile create de oameni de-a lungul timpului în zona asta noastră, nu poți decât să te bucuri și să speri în sufletul tău că Dumnezeu ne iubește. Că nu întâmplător ne-a lăsat toate aceste frumusețe aici și că probabil o să fie alături de noi. Eu continui să cred că altfel m-aș opri după toată discuția pe care am avut-o. Concluzia ar fi că nu mai face nimic. Așteptăm să scufunde Titanicul. Nu, eu nu sunt așa. Nu, noi prindem barca. Eu sunt un tip optimist. Eu sunt convins că... Pentru că noi toți cei care ne primesc vor avea barcă de salvare. Exact. Eu sunt un tip optimist și în continuare cred că se poate. Dar depinde de noi. Și apropo de frumusețile de pe zona asta de nord, în special Argeșului, că nu numai zona asta e frumoasă, de curând am fost în partea cealaltă, în Transilvania, am traversat pe Transfăgărășan ieri. E adevărat că n-a fost o vreme nemaipomenit de grozavă, dar atât de frumoasă era natura, e extraordinar. Și văzând Transfăgărășanul, încă o dată am realizat că oamenii, cu ajutorul lui Dumnezeu, au creat o capodoperă. Deci Transfăgărășanul nu este numai un drum. Este un obiect de artă. Este, ce să spun, o atracție pentru oameni fantastică. Era o vreme la Bâlea de, ce să spun, ploua, burnița, erau 2 grade, dar era plin. Era zăpadă foarte multă, da? O desfăcuseră, o degajaseră de pe drum. Era zăpada pe marginea drumului de vreo 30 de centimetri, dar plin de lume. Oamenii se duceau să vadă această frumusețe. Și noi, ani de zile, am ignorat-o. Am avut, la un moment dat, o discuție cu un mare om de televiziune și, mă rog, din punctul meu de vedere, mare în ghilimele, el s-a crezut mare foarte mulți ani, care spunea că Transfăgărășanul este o megalomanie a lui Ceaușescu, care trebuie lăsată în paragină pentru că n-are rost să mai investim bani. Ori Transfăgărășanul, la o descoperit străinii și ne-au arătat ce frumusețe avem. Jeremy Clark spunea, da, pe Discovery, Transfăgărășanul este cel mai frumos drum din lume. Iar mai nou, americanii au venit chiar anul ăsta
și au făcut niște teste pe Transfăgărășan și au spus, într-adevăr, este cel mai frumos drum din lume. Deci este absolut extraordinar. Iar la vremea la care s-a construit, în anii 70, el a fost construit nu de dragul de a face un drum strategic, să ducă nu știu cine cu tancurile la 2000 de metri. E o aiureală să crezi chestia asta. Nimeni nu urcă cu tancurile la 2000 de metri ca un drum strategic. Nu, a fost construit pentru turism. Strict pentru turism. Exclusiv pentru turism. Și acolo erau niște proiecte pentru niște hoteluri în zona alpină, unde se dorea o stațiune de schi în zona Bâlea Capra, de nivelul stațiunilor occidentale, pentru că avem zăpadă tot timpul. Acolo s-a schiat acum, s-a schiat în octombrie, la Bâlea. Și deci sunt ani în care se schiază. La noi, uitați-vă, Predeal, Poiana Brașov, sunt o grămadă de hoteluri de vânzare care au devenit nerentabile pentru că nu există zăpadă și nu se mai poate face turism de iarnă. Da, da, domnule Dandrecu. Așa este. Unii știu, alții nu. Trebuie să vină de afară cineva să ne atragă atenția că avem un Transfăgărășan, că avem o casă a Republicii, că nu trebuie nici cum să demolăm ce a construit Ceaușescu și chiar spun străinii, o să-i face statuie pici pe Coleaș și lui Ceaușescu și lăsați-o mai moale, că va construi multe. Luăm ce e bun de bun, ce e rău, nu-l mai facem și cu asta basta. Vă mulțumesc pentru această primă întâlnire și să promitem celor care ne urmăresc și au prins și au avut răbdare și au fost interesați că vom reveni, vom recidiva, cum spuneam, chiar la dumneavoastră în fabrică. Și data viitoare vă propun să discutăm la concret despre proiectele pe care le avem pentru zona asta. Cu siguranță. Proiecte de mare anvergură în care vrem să atragem și autoritățile locale și autoritățile guvernamentale. Vă doresc o zi bună, o toamnă cu împliniri și un an nou pe care să-l parcurgem cu bucurie. Să dea Dumnezeu. La fel și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Mulțumesc!